După aglomerația pentru masa de Crăciun, în aceste zile se formează alta pentru cea de Revelion. Legumele, fructele și carnea sunt la mare căutare pentru noaptea dintre ani. Mulți cumpărători merg să le procure chiar și cu o săptămână înainte, numai ca să evite aglomerațiile, însă nu de fiecare dată reușesc să o facă. Același lucru s-a întâmplat și azi de dimineață în piața centrală, când giurgiuvenii au venit să cumpere ultimele produse necesare pentru masa de sărbătoare. Mulți dintre ei spun că au alocat același buget ca și anul trecut, pentru că prețurile sunt acceptabile. Ați început să faceți cumpărăturile pentru Revelion? Păi, am început, normal. Da, le-am făcut mai înainte, acum ce-am mai luat ultima sută. Ce buget ați alocat pentru masa de Revelion? Să vă spun așa, că am luat treptat. Știți, fiind pensionari, noi ne planificăm bugetul așa, în momentul cu vine pensia, achităm întâi impozitele, după aia câte una, așa cum am venit cu câteva fructe, câte puțină fructe, așa de pentru ultima. Este mai mare sau mai mic bugetul față de anul trecut? Da, ce vă să fie? Prețul la produse, cum vi se pare? Și așa, așa nu prea este. Pentru noi pensionari, e mai măricel, dar având în vedere că e o dată pe an, ne sacrificăm și trebuie să fie câte ceva așa de o dată pe an, de pe masă, nu se poate să nu avem din fiecare câte ceva așa puțin. Le-am făcut în mare, acum mici retușuri. Da. Ce buget ați alocat pentru masa Eu de revedere? Eu sunt pensionar și, bine, bugetul e relativ, adică în funcție și de cerințe, dar oricum este mulțumitor. Prețul la produse, cum vi se pare? Acceptabil. Ce început. Ce buget ați alocat pentru masa de Revelion? Eu sunt singură. Nu vă spun că prea puțin. În jur de 100. Prețul la produse, cum vi se pare? Acceptabil. Prețul pentru un kilogram de fructe pornește de la 2 lei în cazul merelor și ajunge la 12 lei în cazul strugurilor. În ceea ce privește legumele, costurile vor fi ceva mai ridicate pentru cei care doresc să aibă pe masă, pe lângă tradiționala salată beef și roșii, salată verde, ceapă verde, ori castraveți. Prețul cărnii și al lactatelor a rămas însă la același nivel cu cel de dinaintea Crăciunului, în medie 19 lei pe kilogram pentru anumite sortimente de carne și 15 lei pentru cel de brânză. Pentru a avea pe masă toate cele necesare pentru noaptea de Revelion, o familie trebuie să dispună de un buget de minim 200 de lei.